Șoferul unui tir a văzut moartea cu ochii aseară după ce mastodontul pe care îl conducea a derapat pe șosea. Aflat pe drumul național 1 în zona Posada, tirul a alunecat pe carosabilul umed și a ajuns până pe marginea unei prăpastii. Numai parapeții din beton aflați pe marginea drumului au făcut ca mașina să nu se prăbușească în gol peste 30 de metri. La fața locului au ajuns imediat echipajele de la Smurd și ambulanța care i-a acordat îngrijiri șoferului speriat de moarte. Pentru a scoate tirul dintre parapeții de beton a fost nevoie însă de intervenția unui utilaj greu. Din primele cercetări, se pare că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de trafic. Șoferii aflați în tranzit spun că zona este una periculoasă și că au fost nevoiți să aștepte destul de mult în coloane pentru reluarea circulației. De circa o oră. Ce s-a întâmplat? Ce ați auzit? Un accident, un camion tir a derapat și a ajuns chiar la parapet, la limita de a se răsturna. V-a încurcat programul. Destul de mult, dar astea sunt situații. Dacă cineva reușește să oprește ceața, atunci bravo. Dar încă trebuie să o oprească. După mai bine de o oră, traficul rutier a fost reluat, însă coloanele formate depășeau deja câțiva kilometri lungime.